După pauza competițională datorată meciului cu Austria a naționalei feminine, Liga Florilor s-a reluat în acest weekend. Astfel, în etapa a patra a Ligii Naționale de Handbal Feminin, formația CSM Slatina a întâlnit pe teren propriu echipa CSM Bistrița. Elevele Victorinei Boro au avut un debut de meci spectaculos, reușind minute bune să conducă echipa adversă. Însă, spre sfârșitul primei reprize, oltencele au pierdut controlul meciului, scorul la pauză fiind de 12-15 pentru gazde. Reintrate pe teren cu moralul ridicat, slătinencele au dat totul pe teren. Acestea au fost foarte aproape de gustul victoriei. Gruparea antrenată de Victorina Bora a pierdut la doar un gol diferență. Eu cred că a văzut toată lumea o schimbare în bine a echipei noastre. Din păcate am întâlnit, știam, o echipă care joacă foarte bine în deplasare, nu numai cu noi. La Brăila au reușit să întoarcă rezultatul de la 6 goluri pentru Brăila, au întors rezultatul și au câștigat la un gol. Și jucătoare cu experiență, nu pot decât să-mi felicit jucătoarele pentru modul cum s-au mobilizat pentru jocul de astăzi. Repet, din păcate, atât se poate în momentul de față. Antrenorul echipei bistrițene a spus că echipa slătineană a fost un adversar puternic care le-a pus probleme. A fost la fel de greu cum am așteptat, absolut deloc mulțumit sau parțial mulțumit de apărare. În schimb, Slatina e o echipă organizată cu un antrenor foarte bun, cu o doamnă antrenor foarte bună, în care știu că va fi incredibil de greu. Nu mă așteptam să fie totuși atât de greu, însă pentru noi o victorie importantă. Cu emoții în postura de adversar s-a aflat și slătineanca Nicoleta Dincă, cea care acum evoluează la CSM Bistrița. A fost un meci care mi-a reamintit de copilărie și de perioada junioratului. Mă bucur enorm că a revenit în sala în care am crescut și sper ca și la anul să revenim cu drag în această sală. A fost un meci greu, cred că nicio echipă nu se va da la o parte, indiferent cine va fi adversar, așa cum a demonstrat-o și CSM în momentul acesta. CSM Slatina va întâlni în următoarea etapă HCM Râmnicu Vâlcea, echipa aflată în prima parte a clasamentului. Partida se va disputa în deplasare duminică 22 octombrie cu începere de la ora 16.